după cum vedeți, Merloi, din păcate, iese pe targă și este schimbat cu Lopez. Și este gol. Bravo, rață! Și Bolocan s-a ținut de promisiune. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Mergem la meciul dintre Voluntari și Rapid. Zic eu, un meci destul de puternic. Aici au închis strada. Cred că prima oară în istoria Voluntarului când se închide această stradă pentru un meci. După cum vedeți, au făcut o pietonală cu poliția acolo în spate. Lumea destul de multă. După cum vedeți aici, fan shop-uri. E mai mult gol decât plin, dar încă sunt câteva tricouri. 270 de lei în tricou și 50 de lei în fular. Fularul mi se pare puțin mai scump. Tricou e cam toată liga întâi costă așa, datorită nocturnei, ce lumină bună avem. Mai avem puțin și intrăm pe faimoasa arenă. Angel Iordănescu. Și după cum știți din episodul trecut, dacă nu l-ați văzut, dați click și cel de la Petrolul și cel cu Voluntar Botoșan. Aici se iau interviuri și acum intrăm și pe stadion. Stadionul mai plin ca niciodată, după cum vedeți, toată peluza plină, dar și tribuna 1. Și aici frumos jucătorii, tot stafful pregătit. Să înceapă meciul, stadionul v-am zis mai plin ca niciodată. După cum îl vedeți și pe domnul Neagica acolo frumos. Și acolo galeria Rapidului, împărțită pe tot stadionul. Nemeț! Rezervele intră acum pe teren și după cum vedeți, acolo minge este pusă ca la marile meciuri pe acel postament. Și acum intră și echipele pe teren. Să sperăm că nu mi-au iar copyright pe muzica asta, cum i-am luat-o videoclipul trecut. Tocmai de-aia vorbesc și mai tare. Și domnul Bergo, dar și domnul Cernat, domnul Dună și domnul Poenaru. Toți patru în același cadru, și domnul Sfânt Mărtean. Și după cum ați văzut, domnul Sfânt Mărtean, care e fix acum în cadru, a trecut fix pe lângă mine și foste legende ale fotbalului românesc. Sper să fie un meci frumos. Eu cred că Voluntarul va face o mare surpriză în această seară și va fi 2-1. Uitați aici ambele echipe. Uitați-l acolo pe Armaș cu fanionul de la Rapid. Galeria acolo cu steagurile și cu fularele. Sunt curios în ori începe să cânte, dacă Neagica va mai avea vreo șansă. Și uitați-l și pe domnul Dropa, fost jucător al celor de la Voluntari, dacă nu și actual. Incredibil, gol Voluntari, gol Voluntari, incredibil, gol Voluntari, gol Voluntari, fix aici lângă noi, gol Voluntari, în secunda 15, jucătorul cu numărul 17, Alei, și după cum v-am spus, din ce în ce mai aproape de predicția de 2-1 pe care am spus-o la începutul episodului. Atmosfera incendiară. Și noile echipamente ale celor de la Rapid. Mie unul mi se par net superioare față de cele de sezonul trecut. Mi se par că sunt mult mai clean și mult mai frumoase. Și capa noului lor sponsor, o să vă arăt și outfit-ul meu. Tricou aici frumos cu Ase Monaco. Atac periculos acum. Și este gol. Și este gol. Și a venit Dugan 10 aici să bucure. Deci mai trebuie să dea. Uitați-l și pe Săpunaru acolo cum se bucură. S-a făcut un 1, dar în continuare mă țin părerea de 2-1. Și după cum vedeți, Merloi din păcate iese pe targă și este schimbat cu Lopez. Și după cum vedeți, Merloi din păcate iese pe targă și este schimbat cu Lopez. Nu știu ce s-a întâmplat, dar Merloi este chiar aici pe targă, incredibil. Aceste imagini cu puternic impact emoțional. Nu știm unde îl duce, dar îl bag acolo la vestiare. Și acum fanii încep să huiduie. Îi doresc toată sănătatea aia și recuperare ușoară. Voi pune probabil și o filmare ce s-a întâmplat, pentru că eu sincer nu am văzut, dar cred că este destul de grav din moment ce e și pe targă. Îi doresc multă sănătate și sper să te faci repede bine, Merloi. Lopez la minge.
Și se aude energică, cred. Așa, o adiere de energică, parcă. Și din păcate joacă înapoi. Oh. Și acum Boboc. Boboc în care o centrare și... Și nu știu dacă este gol. E gol! Este gol! E gol! Și predicția ni se adeverește. Evident, predicția ni se adeverește momentan. 2-1 pentru Voluntari, incredibil. Verificare gol VAR, dar cred că este gol. Și Boboc, aceea centrare exemplară. A marcat! Noastră. Jucătorul cu numărul 77. Adam Nemeț. Vece Voluntari 2, Rapid București 1. Și după cum v-am zis, 2-1 acolo frumos pe tabelă. Predicția mi se adevărește iar, dar problema e că mai e aproape o oră de jucat. Dar dacă nu se face nicio greșeală, predicția va fi adevărată. Reload pe Negică. Chiar că Negică e în continuare fericit și puțin mai tăcut. Acolo este și prietenul nostru Bolocan. Ia auziți-l și pe Negică. Uitați fix acolo niște benere de carton. Din păcate nu am un zoom așa bun încât să văd ce scrie pe ele. Dar dacă voi afla, vă voi transmit. Suntem aici la pauza meciului cu stadionul în spate și am zis că vă zic și de acest tricou. După cum vedeți, tricou cu Asemunacu, cu Ben Yedder pe spate. Aici frumos cu peciul Liga pe mânecă, este versiunea player. Stați așa să treacă nenea. Ce pot să vă zic? Un meci nu surprinzător pentru mine. După cum v-am spus, asta a fost predicția mea de la bun început. Sper să rămână așa până la final și să nu luăm bătaie. Revenim cu update-uri. Și ies și echipele pentru a doua repriză, dar a început ploaia, mai plouat anterior. Mamă, ce păr am în cap. Dar acum parcă plouă puțin mai tare. A, uitați, așa se vede cel mai bine. Uitați ce ploaie a început, că ninge. Am stat noi și mai rău, o să adaug o poză aici. Dacă evident găsesc. De când a fost un meci și FC Voluntari Argeș de sezonul trecut, în care ploua cu găleata efectiv. Și noi am găsit un celofan și am stat sub el. Amintiri. Revenim. Și a început cea a doua repriză. Papau! Bravo, Nemeț! Felicitări, Boboc! Va prelungi cu minim 7 minute. Și din nou faze incredibile. Se pare că este un mic conflict sau mai mare, chiar nu știu, nu-mi dau seama de aici. Dar treaba e că au intervenit și luptele de securitate. Și probabil ultima fază a meciului. Și o pasă foarte bună. Și în continuare se... Du-te! Du-te și... Oh! Incredibil, Florea! Corner și acolo săracul Merlo este în cârje, fix în spate. Și cornerul se bate scurt. Oh, haide Doru, cel care a marcat primul gol. Și o pasă foarte bună și bară, incredibil! Și e final de repriză. Și incredibil, a doua oară când predicția mea se adevărește. 2-1 am zis, 2-1 se termină. Bucurie incredibil de mare pe bancă. Și Voluntariul în momentul ăsta este pe locul 2. Incredibil, Voluntariul ia campionatul nostru. Și Raț aici vine să îl ia pe fiul lui Robi. Și Igor aici își salută fanii. Bravo, Rață! Bravo, bravo! Bravo, Rață! A venit și Vâlceanu aici
și Vâlceanu face poze cu fanii. Și după cum vedeți, echipa lui Rapid a intrat în ședință cu galeria Rapidului, la fel ca și AC Milan. Voi pune niște poze chiar acum aici, niște imagini. Și se aplaudă și echipa Rapidului pleacă de la spovedanie. Și domnul Băureanu aici, fix lângă noi. Și aici Antone dă interviuri, probabil evident despre meci. Și puteam să mă bag și eu acolo lângă reporteri. Și uitați aici, toți cameramanii. Și până cei că l-aud acolo așa prin fundal. Să trăiască, domne, reporteri. Și aici Negică în premiere. Dar nu-l văd. Pe aici camera de interviuri. După cum ați văzut și Petrila acolo la interviuri, am încercat să filmez câte ceva. Și aici autocarul celor de la voluntari. Și autocarul Rapidului l-am văzut azi în jurul olei 1, în zona Băneasa. Am să pun filmulețul chiar aici. Și ne salută lumea. Și autocarul celor de la Rapid a doua oară văzut pe ziua de azi. Rață. Aici, rață de interviuri. Să iei 9 puncte, eu zic că am făcut treabă bună, trebuie să facem și mai departe, cât suntem în această perioadă. Vă simțiți bine toți în teren, dacă s-au venit și vă gândesc, s-au venit și jucători noi, au și plecat, dar voi în continuare rămâneți în echipă și chiar să cunoașteți. Da, nucleul la noi a rămas în cafe și au venit decât câteva jucători noi care s-au integrat foarte repede. Deci noi avem un colectiv foarte prietenos, suntem o familie mare și orice băiat nou e binevenit la noi în colectiv. Rămâne play-off-ul obiectivul vostru principal? E foarte devreme să vedem acolo, să ne uităm spre play-off, nu știu. O să mai vedem, mai sunt multe etape de jucat. Cu siguranță trebuie să punem obiective mărețe dacă vrei să faci ceva, dar deocamdată de vreme. S-a părut așa un stil public, ținând cont că voi a jucat acasă și erau cam tot stadionul? Așa, e mai frumos așa, sincer, să fiu. Era câte mai jucat odată, dar e mai frumos așa. Admir și, nu știu, suporterii Rapidului sunt excepționali. Îmi place să joc mie, unul îmi place să joc în așa atmosferă. Domnul Horațiu Moldovan, cum de aici, fotografie. Am ajuns aici la marginea terenului și pentru prima oară pășesc pe gazonul celor de la voluntari. Deci gata, smocul ăsta direct în sân. Aici frumos pe stadion, pentru prima oară, ocazie unică. Sincer să fiu, mi-am pierdut așa puțin cuvintele când am intrat pe teren. Mulțumesc celor de la voluntari. E bine că am câștigat. Cel mai rău îmi pare de Merloi, care cred că are piciorul rupt. Situație delicată. După cum vedeți, plouă foarte tare și aici, fix în spate, este domnul Duganzici. Duganzici. Par merge niște pizza. Și uitați toată echipa Rapidului. Ia uitați ce cadru frumos mi-am găsit aici cu tot stadionul în spate. În continuare am văzut mai mulți jucători ai Rapidului decât ai voluntarului și nu am avut curajul să deranjez, na. Totuși, ia uitați-vă aici, fotbalist, ia să băgăm un sprint. Pot să zic acum oficial că sunt jucător la voluntari. Foarte, foarte frumos. Și autocarul a plecat și în continuare pe săpunarul nu l-am văzut. Și mulți jucători ai celor de la Rapid. Mi se pare și vlogul ăsta puțin cam haotic, dar vedem ce iese. Și Bolocan s-a ținut de promisiune aici. Aici cu tricoul lui Boboc. Semnat frumos. Deci, Bolocan, om de încredere, se ține de cuvânt. Succes, Bolocan. S-a stins și nocturna. Cam așa arată voluntarul și noaptea. Și dacă nu se supără nimeni, aș intra și eu aici să dau un interviu de ăsta secret. Ce să zic, am ajuns și la interviuri aici. Meciul a fost foarte frumos, fix predicția pe care am spus-o, mă cam pricep la predicții, sincer să fiu. Mulțumesc tuturor sponsorilor de aici, mulțumesc voluntarului. Și cam acesta a fost și vlogul, nu uitați de subscribe, like, comment, un follow pe Instagram sau pe TikTok la Șerbanski, pentru că acolo postez TikTok-uri când postez videoclipurile pe YouTube. V-am pupat, pa, pa!